Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? În cartea Deuteronomul, Moise aduce pentru a doua oară legea lui Dumnezeu în fața poporului. Prin ea sunt definite relațiile ideale dintre om și Dumnezeu pe de o parte și dintre om și semenii săi pe de alta. Decalogul a fost scris pe două table de piatră, câte una pentru fiecare direcție vizată. Primele patru porunci reglementează raportarea omului la Dumnezeu, iar ultimele șase, relațiile interumane. Datorită dimensiunilor lor morale, ele au un caracter universal, aplicându-se tuturor oamenilor din toate timpurile. De aceea au fost formulate într-un mod foarte clar și concis. Ele cuceresc prin simplitatea lor, care le face accesibile și plăcute, dar în același timp prin profunzimea lor care îndeamnă la reflexie. Psalmistul declara: cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea.